Calitatea aerului ar trebui să fie monitorizată la nivelul județului Prahova de 7 stații fixe. 5 dintre acestea însă nu sunt funcționale. Funcționale una la Câmpina și una la Plopeni. Cele de pe Ploiești toate sunt... Nu vă mint, asta este adevărul. Și de anul trecut, din noiembrie... Poftiți? Păi... Nu sunt în vacanță. V-am explicat că ele sunt ale Ministerului Mediului și el le plătește el și nu până acum. Deja am făcut 5 solicitări, am intervenit și la domnul prefect, am intervenit și la Agenția Națională. Eu nu pot să cheltuiesc bani pentru că sunt terțiar și nu mi s-a pus la dispoziție, deci eu doar pot să le, cum să spun eu, să le citesc și să asigur mentenanța. Conducerea prefecturii Prahova susține că face demersurile necesare pentru repararea acestor stații care înregistrează nivelul anumitor poluatori. Mai mult, a dispus intensificarea măsurătorilor în Ploiești și cu cele două laboratoare mobile pe care le are Agenția pentru Protecția Mediului Prahova. Încercăm să reparăm, să dăm în uz cât mai multe stații de monitorizare a calității aerului. Dumneavoastră, deocamdată o să începem cu astea două. De săptămâna viitoare am vorbit cu domnul Diaconu, le vom monta în diferite puncte, pe lângă alea fixe, în diferite puncte ale orașului, în funcție de, în principal de sesizările presei, cetățenilor și așa mai departe, și vom prezenta săptămânal, public, fișa acelor măsurători. Pe baza măsurătorilor se va trece la următorul pas. După ce vom face acest lucru, ne vom adresa tuturor marilor poluatori, așa cum am mai făcut-o, să ne comunice stadiul investițiilor pentru combaterea acestor poluări. Pentru că noi trebuie în momentul de față să fim conștienți că ăsta este specificul zonei. În Ploiești nu miroase de 2 ani, miroase de 100 de ani. Ne-am asumat locuind aici acest lucru. Singurul aspect pe care trebuie să-l verificăm este ca această poluare să nu ne omoare. Rezultatele acestor acțiuni de control vor fi făcute publice.